Deschiderea expoziției fotografice Hearts Aid People a avut loc joi, 12 mai, la Bastionul Croitorilor. Organizatorii, patru studenți de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, au dorit să atragă atenția asupra celor infectați cu HIV-SIDA. Scopul expoziției a fost de a ajuta bolnavii prin strângerea unor fonduri. Totul a început de la un eveniment fictiv care trebuia realizat pentru facultate și noi am decis să-l implementăm. Am fost foarte entuziaști de idee, la facultate a avut succes și atunci am vrut să-l punem chiar în practică. Cele 40 de fotografii prezente au avut o tematică optimistă. Ele au fost realizate de fotografi profesioniști și amatori din mai multe orașe. Asociația Română Antisida a fost foarte receptivă în ceea ce privește inițiativa celor patru studenți. Acești tineri minunați de la Facultatea de Comunicare ne-au contactat, ne-au trimis un e-mail. Mi s-a părut interesant, i-am sunat și de atunci se pare că am ajuns în ziua de astăzi când s-a materializat și mă bucur foarte mult. Colegii organizatorilor au venit la expoziție pentru a-i susține. Colegii mei chiar au avut o idee foarte bună și știu că lucrează foarte mult la acest proiect. Au câteva săptămâni bune, dacă nu chiar bun. Mi-am urmărit pas cu pas în evoluția lor. Bine, frânturi, cât am prins și eu, din cât am auzit, ce au mai făcut, am ajutat la plasarea evenimentului. O idee foarte faină și cred că chestii de genul trebuie făcute din ce mai des. Pentru a se crea o ambianță perfectă, evenimentul a fost încheiat de un mic concert de muzică clasică, susținut de patru studenți de la Academia de Muzică.